Din start vă spun că există două terminologii. Uterul fibromatos, care înseamnă dezvoltarea globală a țesutului muscular în exces și poate să presupună multipli noduli mici sau mai mari, și nodulul fibromatos, care înseamnă o formațiune de sine stătătoare, bunică, care poate să evolueze ori submucos, ori subseros, și în funcție de evoluția acestui nodul, simptomatologia să fie aparte. Și anume, dacă evoluează sub mucos, este însoțită de sângerări abundente în momentul menstruației, precum și de sângerări intermenstruale. Pe când evoluția unui fibrom subseros poate să meargă o perioadă fără aceste acuze care se referă la sângerări, dar să se însoțească de un anumit grad de anemie și să fie depistat ceva mai târziu. Dacă sunt fibrome mici, care nu implică sângerări foarte mari și prin volumul lor redus nu afectează organele din jur, de preferat ar fi să se opteze pentru un tratament mai puțin invaziv, care presupune, bineînțeles, un tratament medicamentos. Există o medicație ceva mai recentă, care presupune un tratament injectabil, care se face pe perioade limitate în timp și care acționează simulând o menopauză. De ultimă oră, există tratament similar celui menționat anterior, dar cu administrat pe cale orală, care este în mare vogă în toată Europa, să spunem, și dincolo de ocean, deoarece în ultimul timp s-a constatat că pacientele doresc să beneficieze de acest tratament non-invaziv, chiar dacă situația pacientei respective ar impune, să spunem, intervenția chirurgicală. Se acționează similar celui injectabil, de se induce o menopauză, dar care nu are efectele menopauzei clasice. În primul rând să-l diagnosticăm, să-l ținem sub observație, ecografic este ideal, ecografia transvaginală la ora actuală cred că este ușor de a fi efectuată în majoritatea cabinetelor de specialitate. Trebuie văzută hemograma. La ora actuală trebuie să acționăm pentru creșterea calității vieții.